Croix a lăsat să se înțeleagă că va pasa la portar. Bine întoarce această minge pentru Pop. Bună și demarcarea. Bună și demarcarea și este gol. Scrie Button. Din nou se ridică Fanionul. Din nou se aude fluierul. A fost o fază foarte bine construită, o fază colectivă care l-a lăsat pe Button pe poarta goală. Alexandru cere în imagine. El a semnalizat offside. Ia să vedem faza. Aici nu este offside. Aici s-ar putea să fie. La Button nu este, că Button este în urma mingii. Să vedem ce zice cabina VAR. Acolo se vor trage liniile, dacă bineînțeles se văd marcajele. Pentru că cu această filmare contrajur, mă rog, aproape contrajur, marcajele terenului se disting cu greutate. A fost o fază frumoasă a Craiovei, o construcție colectivă, jucători care au gândit la fel. Și o finalizare simplă pentru William Button, poarta goală. Început bun al Craiovei. De altfel, este o enigmă pentru mulți cum de FCU Craiova cu un asemenea lot, cu asemenea condiții de pregătire, cu asemenea sume investite, a ajuns într-o situație atât de critică. În ultimele 8 etape a câștigat un singur punct. Absolut de neimaginat, de neexplicat, de neacceptat. Acesta este Toni da Silva. A fost într-o vreme analist video la Naționala Camerunului, antrenat de Toni Conceição, compatriotul său, în perioada 2019-2022. Clipe de tensiune, trică, sperând că în cabina VAR va fi demontată, va fi infirmată decizia asistentului Cerei. Decizie destul de complicată, pentru că dacă cei doi au fost pe linie, sau mă rog, o diferență destul de mică, sistemul VAR. Nu putem sta cu zecile de minute până când se lămurește situația. Ne batem joc și de telespectatori, de jucători, de oamenii din tribună, care încep ușor să-și piardă interesul pentru meci. E o situație greu de acceptat. Să mai spunem până atunci niște cifre statistice. În sfârșit, offside. A ieșit verdictul. După sforțări cumplite. Vom vedea câte minute de prelungire se acordă.